La nivelul circumscripției, rezultatele obținute de competitorii electorali în procente sunt următoarele. Pentru Senat, Uniunea Social-Liberală a obținut 58,79%, Alianța România-Dreapta 26,52%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 11,49%, celelalte partide sub 2%. În ceea ce privește Camera Deputaților, la nivelul circumscripției, rezultatele obținute de competitorii electorali sunt următoarele. Uniunea Social-Liberală 59,41%, Alianța România-Dreapta 23,13%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 11,82%, ceilalți competitori electorali sub 2%. În ceea ce privește situația pe colegii, pentru Colegiul Uninominal de Senat, Uniunea Social-Liberală a câștigat Senatul 1 cu 59,97%, urmată de Alianța România-Dreapta 21,41%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 15,54%. În ceea ce privește Colegiul numărul 2, Senat, Uniunea Social-Liberală 48,91%, Alianța România-Dreapta 42,67%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 6,58%. În ceea ce privește Colegiul numărul 3, Senat, Uniunea Social-Liberală 70,46%, Alianța România-Dreapta 12,95%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 12,80%, iar în ceea ce privește Colegiul numărul 4, Senat, Uniunea Social-Liberală 59,89%, Alianța România-Dreapta 22,24%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 13,29%. În ceea ce privește Camera Deputaților, situația pe colegii este următoarea. În ceea ce privește Colegiul numărul 1, Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală a obținut 61,22%, Alianța România-Dreapta 26,83%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 6,52%. Referitor la Colegiul 2, Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală 42,25%, Alianța România-Dreapta 43,93%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 9,05%. Cu privire la Colegiul numărul 3, Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală 52,25%, Alianța România-Dreapta 28,84%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 10,20%. Cu privire la Colegiul numărul 4 pentru Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală a obținut 63,09%, Alianța România-Dreapta 20,29%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 12,34%. Colegiul 5, Camera Deputaților, situația competitorilor electorale este următoarea. Uniunea Social-Liberală 73,60%, Alianța România-Dreapta 9,08%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 12,92%. Cu privire la Colegiul numărul 6 pentru Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală a obținut 53,69%, Alianța România-Dreapta 28,79%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 12%. În Colegiul numărul 7 pentru Camera Deputaților, situația este următoarea. Uniunea Social-Liberală 52,79%, Alianța România-Dreapta 30,88%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 10,75%. Referitor la Colegiul numărul 8 pentru Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală a obținut 67,08%, Alianța România-Dreapta 12,92%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 14,55%. Cu privire la Colegiul numărul 9 pentru Camera Deputaților, rezultatele sunt următoarele. Uniunea Social-Liberală 61,86%, Alianța România-Dreapta 13,62%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 18,99%. Iar în ceea ce privește Colegiul numărul 10, Camera Deputaților, rezultatele sunt următoarele. Uniunea Social-Liberală 60,36%, Alianța România-Dreapta 20,64%, Partidul Poporului Dan Diaconescu 12,07%. Acestea sunt rezultatele obținute în urma centralizării voturilor în circumscripția electorală numărul 35 Suceava și pe colegii uninominali.